Ați avut vreodată sentimentul ăla când pleci de acasă și simți că îți lipsește ceva, că ai uitat ceva acasă și mergi așa cu gândul ăla că, bă, am uitat ceva, dar nu știu ce. Mi-a lipsește ceva. Noi știm exact ce am uitat, bine, n-am uitat, știm exact ce am lăsat acasă și anume copii. Nu avem niciun copil cu noi, ne-am lăsat acasă. Și nici cărucioarele avem. Și nici cărucioare. Și am fugit, am lăsat copiii acasă și am fugit în Amalfi. Și asta nu este tot. Vlogul ăsta o să fie un vlog cu amprentă aniversară, pentru că mâine este ziua Alinei, împlinește vârsta de 45 de ani. Nu? 37, pardon, s-a supărat. 37 de ani, mai mică cu 2 ani decât mine. Și a fost dorința ei să venim în Amalfi. Bine, ar fi mers oriunde, nu-i așa? Da. Ai fi preferat oriunde. Și, și în Tirana vrei să mergem, da, da, în Albania. Da, ales între Tirana, Amalfi, Veneția, da, și ai s-a nimerit. Amalfi sună mai bine. Și dorința ei s-a îndeplinit și pe lângă asta am zis să-i fac o surpriză și să luăm o cazare mișto, dar pe care ea nu o știe încă, așa că o să fie o surpriză și pentru voi, dar și pentru ea. Și dacă rămâneți până la finalul vlogului, o să vedeți cazarea, o să facem și un tur și o să vă spun exact cât costă. Cu ocazia asta aflu și eu cât a costat. Exact. Nu vreau să zică. Bineînțeles că merită banii, mai ales când este un cadou aniversar, o surpriză aniversar. Cealaltă chestie despre care vreau să vă povestesc este care-i treaba cu vlogurile astea de acum încolo, pentru că s-a deschis sezonul pentru călătorii în doi, pentru că putem să lăsăm copiii acasă, dar chiar am urechea asta înfundată. Deci eu nu aud deloc. La mine e o liniște în cap, liniște binevenită de altfel. Nu ni s-au desfundat încă urechile. Da. Tu așa. Uitați cum se vede apusul aici în Salerno. Și ce agitație este, câtă lume este pe promenadă. Pe și 2 noiembrie. Vreau să vă arăt câți oameni sunt pe promenadă pe 2 noiembrie, ca să vedeți că nu este chiar extra sezon. Sunt foarte mulți oameni care au ieșit la plimbare, este o temperatură foarte plăcută. Din câte vedeți, eu sunt în tricou, Alina e mai friguroasă. Eu sunt cu geacă. E cu geacă, e, dar nu e de geacă, nu e chiar de geacă. Eu sunt și puțin răcită, că mi-a dat Eva un cadou de ziua mea, o viroză. Ea s-a făcut bine și eu am luat-o mai departe în Italia. Dar o să treacă aici. Așa sper. De la eu se rad. Așa sper. Bun. Deci, care e treaba cu vlogurile astea? Pentru că s-a deschis sezonul de călătorii în doi și ne permitem să facem treaba asta, o să dezvoltăm un proiect nou și anume un concept de călătorii în doi pentru părinți. În ce constă treaba asta? Atunci când ai copii, nu poți să pleci foarte mult de acasă. De exemplu, dacă cumva n-ai cu cine să-i lași, de exemplu. Poți să-i lași o zi, două, hai, trei zile, două nopți, să zicem. E, conceptul ăsta de călătorii în doi pentru adulți se învârte în jurul a unor plecări de două, hai, trei nopți, la o distanță de, nu știu, un zbor de două ore, hai, trei ore. Foarte convenabile. Zboruri ieftine, eventual plecare dimineață și întoarcere seara, ceva ce ar putea să facă doi părinți, de exemplu. Și ideea e că noi o să documentăm plecările astea, adică nu o să vă propunem vouă, duceți-vă acolo, luați biletul ăsta, zburați acolo, vă luați cazarea și atâta. Nu. O să documentăm noi acest gen de călătorie, adică o să le testăm în prima fază și o să le prezentăm într-un vlog ca să vă faceți calculele, să vedeți cum e treaba și dacă puteți să mergeți și voi. Ideea este că în astfel de călătorii vom pune accent pe activitățile adults only pe care nu le putem face de obicei cu copiii, când călătorim cu copiii, cum ar fi să închiriem un scooter. Nu avem exact cum să mergem toți patru pe un scooter și cu atât mai mult copiii mici. Da, asta o să se întâmple poimâine. Mâine o să mergem în... Da, chiar putem să vorbim și despre ce o să facem aici în Amalfi. Avem trei nopți la dispoziție în Amalfi.
Am ajuns seara, sâmbătă seara. Astăzi o să mergem să ne plimbăm puțin pe aici prin oraș, să mâncăm ceva, să ne relaxăm în doi, o cină frumoasă, un vin, să sărbătorim. Mâine o să mergem cu trenul în Ravelo, care e unul dintre cele mai pitorești sate, nu? E cel mai frumos de aici. Cel mai frumos. De acolo sunt pozele cele mai bune. Și în următoarea zi, adică următoarea zi plină luni? Da. Luni, o să luăm un scooter, o Vespa, sigur luăm o Vespa. Vedem. Și o să mergem în Positano, cel mai probabil. Și vedem ce mai putem vizita pe lângă. Adică nu vrem să ne grăbim, să dăm pe foc, să vedem absolut tot în două zile. Vrem să ne bucurăm așa de libertate, să ne plimbăm, să stăm la terase liniștiți, să bem o cafea, un vin. Tot ce nu poți să faci când călătorești cu doi copii mici. Exact. Și credeți-mă, de ce facem treaba asta? Probabil unii o să spuneți că de ce nu luăm copiii cu noi? Bă, nu vreau să iau cu noi pentru că ei merg foarte des cu noi în vacanță. Adică noi plecăm foarte des cu copiii și vrem să mergem și noi odată fără ei, adică odată pe lună, să plecăm fără copii, să ne punem gândurile în ordine, să ne gândim ce plecări mai facem, treburi, chestii, înțelegeți voi. Uitați ce frumos el a apus, e foarte aglomerat și îmi zicea. Da, nu înțeleg de ce a zis cineva că este extra sezon, că nu înțeleg ce e extra sezon. Pe 2 noiembrie, așa, nu vreau să mă gândesc cum e în august. Efectiv. Sau septembrie, la începutul septembrie. Efectiv, nu ai pe unde să mergi. Este street food aici, în Salerno. Poți să-ți iei chestii. Hai să vedem ce găsești la street food în Salerno. Ia uite, 5,90 € 100 de grame. De ce? Ciocolată. Fileto arancio, ceva cu portocale. Aici la fel. Mortadela. Mamă, ce nebunie e aici. Uitați ce nebunie e aici în Salerno la street food. Deci am nimerit la fix. Bine, e și sâmbătă și e normal să se întâmple așa ceva. Da. Uitați ce de lume este. Așa că dacă aveți în plan o escapadă în doi sau altfel, neapărat doar în adulțoni, puteți să veniți aici, în Salerno, pe coasta Amalfi, la început de noiembrie. E o vreme foarte plăcută și trebuie să vedem cât mai avem până la cazarea noastră. Mai avem 7 minute până la cazare. Bine, de fapt, era de mult dorința Alinei să mergem undeva de ziua ei și să fie vreme frumoasă. Ideea este că eu, dacă sunt născută în luna noiembrie, eu tot anul mă gândesc la variante unde aș putea să merg să fie cald și frumos. Cred că nimerea în cald și frumos și acasă acum. Da, dar până acum nu era așa, până acum era urât, da, de ziua ta. Îmi place să fiu plecată de ziua mea. Și am cam epuizat, de atâția ani am epuizat majoritatea destinațiilor din Europa. Da, cred că de data asta nu a dat greș cu destinația asta. Și cum te simți la 37 de ani? Mâine am 37. Mâine, azi ai 36, da, scuze, cum te simți la 36 de ani? Bolnavă. Ei, asta e viața cu copii. Dacă faci copii și duci la grădință, asta pățești, da, te îmbolnăvești des. Da, o săptămână la grădiniță și gata. N-are nimic, aici te faci bine pentru că ea e ăsta sărat. Mâncăm niște paste, niște pizza și streci. Nu mai înțeleg nimic din GPS-ul ăsta. Nu, e bine. E bine. Pe aici. Cazarea noastră este undeva pe aici, ori în clădirea asta, ori în prima. Serios? Asta de lux așa? Asta este cazarea noastră, da. Ai mult, vorbesc serios, că doi fi dat pe ea. Hai să vedem. Wow, dar îmi place maxim vremea. Nu e nici cald, nu e nici frig. Festival, așa, e un miros de vacanță. Și nu e nici frig, nici cald, așa, nu știu, e perfect. Aici este cazarea noastră și am vorbit cu tipa care se ocupă de apartament, pentru că nu este hotel. Trebuie să vină cineva să ne dea cheile, deci un fel de Airbnb. Clădirea asta luxoasă, dar uite ce vedere ai, că ai vedere la port și pe partea aia este orașul, se văd casele pe stâncă. Mai avem circa 5 minute, 7 minute până la... Florine, te mănânc, tu ești de pe cazarea asta.
Așa cum v-am spus, ea nu știe scump. Ce cazare avem și n-am, de o săptămână m-am abținut să-i spun unde avem cazare, cum arată, tocmai ca să fie o surpriză pentru ea, să-și aduc aminte de ziua ei, practic, cum ca a fost. Ca o scurtă paranteză, în familia noastră Florin e cheltuitorul și eu sunt omul care strânge și ține de bani. Și n-am vrut să-mi zic că probabil e scumpă. Nu e așa scump. O să vă zic la sfârșit, dacă rămâneți până la finalul vlogului. Uitați ce mișto arată aici. Asta este, dragi prieteni, Piața Libertății din Salerno. Și ideea e că de sus se vede foarte bine. Este un desen foarte mișto pe asfalt. De aici nu prea se înțelege. Dar din aer se vede mult mai mișto. Trebuie să mergem drept pe la scala F. Scala F? Scara F. Uite, și parcare. Există și parcare, dar costă 20 de euro pe zi parcare. Bine că n-avem mașină. Nici nu merită să iei mașină. Te descurci foarte bine cu trenul, din câte am înțeles. Sau cu un scooter pe care poți să-l parchezi mult mai ușor, mult mai simplu. Câștigi timp. Mamă, așa mă gândesc. Apropo de 45 de ani, eu anul viitor fac 40. Dacă când schimbi prefixul așa și te gândești, mamă, 40 de ani, ce am făcut 40 de ani? Ai făcut mult. Ce am făcut? Unde sunt? Unde am ajuns și cine sunt? Hai să vedem. Ia uite ce castel mișto. Unde? Sus. Da, uite un castel acolo. Nu o să mergem. Nu mergem acolo. Așa, hai să vedem. Pe aici, pe lângă clădire. Acum trebuie să o luăm înainte și pe lângă clădire. Vai, ce mișto i-a pus-o. Da, deci eu nu știu ce să mai facem cu ăștia de la Wizz Air, că mi-e și urât să mai zic ceva. Că noi, la toate zborurile pe care le-am avut cu Wizz Air în ultimele 6 luni, mereu, ba, a plecat mai devreme, ba, a ajuns mai devreme, nu a avut întârziere. Uitați și portul. Da, deci nu, ori a ajuns mai devreme, ori a plecat la timp, ceea ce e foarte ciudat pentru Wizz. Și toată lumea se plânge că a avut întârziere cu ei, că li s-a anulat zborul. Dar n-am pățit nimic până acum. Miroase a ce? Iarbă. Uite iarbă aici. Sau altfel de iarbă. Altfel de iarbă. Hai să mergem pe aici pe trotuar. Mamă, dar ce mișto e să pleci în doi așa. N-ai nicio grijă. Ai rucsacul în spate. Ce bine e cu rucsacul, da. N-ai bagaje multe, n-ai grijă. Nu știu dacă ai spus asta la începutul vlogului, dar noi nu am mai plecat așa de 5 ani. Da, cu n-am formula zis. Asta și cu rucsac doar, cu bagaj de mână. Da, sunt 5 ani de zile de când sunt am plecat ani. În 2. Da, așa cum vă ziceam, este un început promițător și nici nu putea să pice mai bine decât de ziua Alinei. Cred că am ajuns, asta e scara. Aici e scara? A, ce am făcut? Și că am ajuns. Puteam foarte bine aici. Scala F trebuie să fie, ia vezi. Ia vezi dacă e mai în față. Uite, e o doamnă acolo. Am făcut-o pe aia este, doamna aia. Stai să... Pe unde, tanti? Hai, pe unde? Am fost aici? Nu, n-am fost aici. Bă, bă, cum să mă întrecu pe aici? Dar am ocolit cu geaba. Hello! Hello! Hi! Florin, nice to meet you. We went on that way, around the building. We didn't know this is the entrance. Allora, questa è il beige, è la chiave. Ok. Si apre così. Okay. Eccoci qua. Eccoci qua. Questa è la grande piazza. Oh, oh. Liberty Square, questa è la grande piazza. Allora, qui ci vedete. Very nice. Tirate ok. Sempre così. Tirate sempre. Allora, prego. Ah, si vede. Surpresa, allora, spiegatita. La struttura è al quarto piano. Ok. Per scendere alla scala F dovete digitare T insieme alle chiavi. Ok. Allora, numero 10. Ok, numero questa 10. È la chiave dell'appartamento. Hai okay. Sentito Alina prima, se vado. La doua, merge così. Il collo cresce in comune, ben arrivati. Allora, questa è la lucina, right? Ok. È tutto touch. The lights. Sì, prego, sono un attimo. Scusi. Touch. Oh, dove mai faccio un pic? Tranquilli. Allora, room, la vostra camera è la room 1, quella più grande. Ok. Questa è la chiave. Ok. Si apre così. Prego, venite, accomodatevi. Se vedete, guardate. Faccio vedere. Allora, questa è la lucina, è tutto touch. Prego.
deja îmi place. Very nice. Allora, quella lucina, Flori, vi faccio vedere così si spegne. Ah, ok. È tutto touch, quindi everything tutto touch. Touch. Okay. Allora, vi faccio vedere, venite con me. Allora, the bathroom, questo è il bagno. Ok. È sempre tutto touch. Uno e uno, due. Ok. Questo è il gradino, attenzione. Mm-hmm. Venite, vi faccio vedere. Questa è la vasca idromassaggio. E questa è cade con idromassaggio. Ok. Io vi ho preparato tutto. Vieni, Flori, vieni. Very nice. Vi faccio vedere adesso la beautiful davvero qui. Vedete? Allora, eccoci qua. Wow, very nice. Oh, allora, vi faccio vedere open, si apre così. There is present wow, for you. Vi ho messo frumos. Un po' di frutta. Thank you, grazie. Vai, dacă ce balcon mare. E, cum ți se pare? Mamă, cum arată. La mulți ani. Si. It's very nice, beautiful, beautiful. Accende fuori. Tutto per touch. È tutto touch. Tutto per touch. Allora, questo è per voi. There is present for you. To celebrate. Questi li ho fatti okay. Io. Sono dei dolcini fatti da me. You made it. Okay. Sono delle frolle. Okay. You made it. We're eating now because you're a bit hungry. Okay. Quindi metto qui. Allora, sono i documenti, passaporto. Ok. Per la registrazione. Dammi se scoți pe așa. Bă, deci a trebuit să întrerup filmarea mai devreme pentru că tanti asta începuse să vorbească foarte mult în italiană și nu mai înțelegeam nimic ce ne arăta. Așa că o să facem tur iar în română. Ați văzut terasa asta foarte mișto. Alina deja se bucură de șederea de ziua ei. Tocmai și-a pierdut pașaportul și mănâncă ceva de ciudă. Și tocmai și-a pierdut pașaportul. Păi e pașaportul tău, nu am eu treabă cu el. Deci asta este cazarea, mă așteptam să fie un pic mai mare, dar este foarte ok pentru că are terasa asta foarte mișto și abia aștept să stau pe terasa asta să beau cafea. Îți place vederea? Da, e foarte, foarte mișto. Și cred că avem și cafea. Ah, da, mă, uite, e cafea, sunt. Sunt și capsule sau o fi lăsat? Ah, uite, avem și capsule de cafea. Barista dolce gusto, ok. Și ceai. Da. Ia să vedem cum e patul. Foarte confortabil și patul. Ceva saltea cu spumă. Și asta e toată camera. Practic ai patul aici, terasa și aici baia, dar fii atentă că ai, aici ai chiuveta și aici ai baia, adică duș, ai și cadă, ai și cadă cu hidromasaj și ai și duș, cabină de duș. Și bideu, cât de tare, foarte bine că a pus bideu. Da. Auzi? Foarte mișto. Da, uite că avem doar două chestii. Perne. Doar două perne, păi da mă, dar cine e... Cine știe povestea cu pernele? Este un fel de Airbnb, nu este hotel de 4 stele. Așa că, ia uite, ți-a pus și un trandafir frumos. De plastic. De plastic, da. Cine a dat aici? Ia să vedem. Niște dulceață, prăjitură. Auzi, vrei tu ăsta sau îl mănânc eu? Nu, vreau să mănânc eu, de ce nu? Sunt, e un fel de cornulețe ceva. Un fel de cornulețe. Făcut de proprietari. Da, mi-a zis. Ia uite, avem Prosecco. O să sărbătorim 2 în 1. Cum ți-ai pierdut tu pașaportul de ziua mea. De ziua ta în Amalfi. Cum și ziua ta. Pierdut, Florine. Păi dar nu-i ți-ai zis pașaportul tău, e responsabilitatea ta. Așa că, dragi prieteni, începe aventura noastră în Amalfi. O vizită la poliție. Mâine mergem la poliție să obținem dovada aceea de circulație ca să putem să zburăm marți înapoi acasă, să putem să ne întoarcem la copii. Pentru că eu nu am buletinul la mine. Da, nu contează. Am zis că dacă am pașaport, nu mai iau și buletinul. Dar data viitoare îl iau. Data viitoare îl iei. Și acum să vă spun cât a costat cazarea asta. Și o să fie o surpriză și pentru Alina. Ești pregătită să zic cât a costat? Da, momentul adevărului. Hai să te văd. Deci cazarea asta minunată, cu vederea aceea pe care ați văzut-o, cu cadă, cu hidromasaj și ce să mai... arată foarte bine. A costat nici mai mult, nici mai puțin de... 120 de euro pe noapte. Serios? Da.
e mult. Nu, nu e mult, e chiar ok. Și ia uite, ai primit și ceva pentru micul dejun, bine, niște prostii. Da, nu se mâncă. Dar ai primit ceva de bani ăștia, ai și o un spumant și niște fructe acolo. Și vinul, da. Vrei să-l desfacem? O să-l desfacem, da. A, păi ce, mă, mă gândeam că ai dat mult mai mult. Nu, 120 de euro am dat. E bine. Și se poate și mai ieftin dacă rezervi în alte perioade. A fost 120 de euro pentru că am rezervat din scurt. O săptămână înainte de călătorie. Dar, sincer, toți banii îi merită vederea asta la port. Și bine, acum nu se vede cine știe se ce. Se vede mâine dimineață. Dar mâine dimineață o să vadă mult mai mișto. Băi, asta oare... Wow, bravo! Hai! Pune și mie. Nu are nimic. Băi, eu nu știu să pun. E bine? Happy birthday. Hai la mulți ani! One time for the birthday chick. I'ma mess around by you a birthday whip. Two times for the birthday chick. Să ne fie de bine. Tocmai am pierdut un pașaport. Ai noroc. Bine că nu ne-am pierdut pe noi sau. Bine că ne-am pierdut capul, da, rău. Așa că, dragi prieteni, ăsta a fost vlogul cu cazarea. Ne vedem mâine, zi de dimineață, începem un alt vlog. Mergem în Ravello. Salut. Salut.